Salutare, Bogdan! Un meci greu în seara asta? Salut! Da, un meci greu. Am avut și în sezoanele anterioare meciuri grele cu ei. Suntem fericiți că am câștigat. Sperăm să o ținem în continuare, să rămânem acolo sus. Ai fost autorul unui gol de generic. Te așteptai să-ți intre lovitura din momentul în care s-au gândit-o? A fost ceva spontan. Mi-a ieșit, mă bucur că mi-a intrat. Încerc să dau la poartă. Mă bucur că am reușit și că am înscris. Aveți două titluri de campioană. De regulă se spune două, a treia e cu noroc. Pentru voi cum o simțiți? Este un sezon mai dificil față de cele anterioare. Încercăm să ne ținem acolo. Oțelul care a venit acum, ați văzut ce fotbal practică. Sunt și cei de la Maria și Ion s-au întărit. Sperăm să rămânem acolo. Ne-au bătut în tur. Așteptăm revanșă. Oțelul care s-a încurcat aseară, nu știu dacă ați urmărit meciul, dar cum vi se pare campionatul din sezonul acesta? Nu am urmărit meciul aseară, da, am văzut că s-au încurcat pe lista de rezultate. E greu, ce să zic. Vă vedeți prin primele trei favorite? E de vreme să vorbim, nu vrem să ne aruncăm, dar da, ne gândim. Cupa este un obiectiv pentru voi? Da, nu am reușit sezoanele trecute și sperăm să facem o figură frumoasă și în cupă. Cum te simți tu la Victory Cup? Mă simt bine, ne bucurăm cu toții că suntem aici. E o competiție frumoasă, deja s-a extins foarte mult, e fenomen ce se întâmplă aici, s-a dezvoltat foarte mult. Ne simțim bine. Mulțumesc frumos, seara bună! Mersi și eu!